În primul rând este lupta pentru un trofeu. Un trofeu care și-l dorește și Galațiu, ne-l dorim și noi. Dar trebuie să recunoaștem că va fi un meci crâncen, un meci dificil, un meci greu, un meci care se va juca în niște condiții speciale. Și aici mă refer la faptul că atât noi, care am avut probleme destul de multe cu accidentările, inclusiv ridicătorul nostru de bază săptămâna trecută a lipsit de la turneul de la Zalău, pe urmă jucători care au venit foarte târziu, inclusiv cei de la lotul național, probleme au și cei de la Galați, pentru că este început de sezon și echipele încă nu s-au omogenizat. Deci, din acest punct de vedere, să spunem că jocul este deschis oricărui rezultat. Dar, privind puțin mai realist, trebuie să recunosc că Galațiu are prima șansă, este o echipă care a transferat jucători de top internațional, au un antrenor care pregătește foarte bine echipa și folosește o tactică de joc bună. În concluzie, eu le dau lor prima șansă. Poate fi și un duel mai mult tactic acesta între Dănuț Pascu și Zeletan? Putem vorbi de tactica unui meci în momentul în care avem la echipa adversă, avem mai multe meciuri din care să ne facem o părere. În momentul în care echipa joacă într-o formație de bază constantă, și atunci putem să ne facem o idee mai precisă de tactică. Bineînțeles că și eu și antrenorul de la Galați își vor face o tactică potrivită și specială pentru acest meci, dar nu cred că partea de tactică va fi cea care va hotărâ rezultatul final. Ar fi o reușită deosebită pentru colegul acolo, Păi, vedeți, acum discutăm de ar fi, dacă am câștigat, dacă... Eu nu gândesc așa. Eu gândesc la modul că mă duc la luptă, că mă duc la... și mă așteaptă în fața un adversar cu experiență, o echipă bună, iar eu trebuie să fac tot posibilul să fiu într-o formă sportivă cât mai bună și să mă acomodez, să mă adaptez cât mai repede la cerințele jocului. De fapt, tot ce se... rezultatul va depinde foarte mult de ce se va întâmpla pe teren, cum se vor adapta jucătorii la competiție, și noi și Galațiu au jucători noi, și tocmai de aceea spun că cine se va adapta mai repede va avea un câștig. Adversarii de sâmbătă le dau o transfer de care vrei. Ce părere aveți dumneavoastră și cum s-a încheiat, dacă puteți spune, în acest timp scurt? Nu-mi place să discut acum de ce fac Galații, ce vorbesc în presă și așa mai departe. Pe mine nu mă interesează treaba asta, e problema lor. Dacă stau să compar transferurile noastre cu transferurile lor, noi suntem net inferiori. Dar nu asta am întrebat. Dar dumneavoastră despre lotul nostru în acest moment și cât de bine s-a închegat lotul pe care... Păi deocamdată încă nu vorbim de omogenizare la echipă. Pentru că am avut, așa cum am spus, am avut mulți jucători accidentați, mulți care au venit târziu. Suntem în întârziere cu pregătirea, nu avem o stare competițională foarte bună. Ăsta este adevărul acum. Chiar dacă, să zic, deranjează pe cineva treaba asta, dar asta este realitatea. Dar asta nu înseamnă că jucătorii nu vor face tot posibilul să câștige. Deci este clar, noi mergem la luptă și bineînțeles că ne gândim să și câștigăm. Dar în primul și în primul rând ne gândim să facem un joc bun. Ați adus titlul la Craiova, ați adus cupa, spuneați că nu vă gândiți dacă vă va câștiga, dacă nu știu ce. Dar personal, cum ar fi super cu aceasta? Să aduceți chiar toate și trei trofeii. Iar ne întoarcem la aceeași idee. Nu, nu, eu nu mă gândesc la treaba asta. Eu nu mă gândesc cum mi-ar sta mie cu, eu știu, cu o cupă în vitrină sau... Nu, este departe de mine acest gând. Repet încă o dată, noi mergem să jucăm și să facem tot posibilul să câștigăm. Ați pomenit de jucătorii care au venit mai târziu, inclusiv și pe lotul național, cum sunt din punct de vedere fizic, cum îi simțiți? Robert zicea că Și Călin și Diaconescu au o stare de oboseală, este normală,
Dar, așa cum a spus și Robert înainte, asta le este meseria. Deci nu este, asta nu înseamnă că dacă sunt obosiți, nu vă face tot posibilul să joace bine. Sunt convins de treaba asta. Trebuie să-și respecte numele și faima pe care și-au câștigat-o. N-am absolut nicio emoție din partea lor. De asemenea, trebuie să spun că și jucătorii străini pe care i-am adus sunt dornici de performanță și unii și marea majoritate, mă refer la toată echipa, de-abia așteaptă această competiție, așteaptă cu nerăbdare jocul și astea sunt lucruri pozitive pentru mine, sunt lucruri bune. Sala va fi full, e sold out. Așa este, da. Un lucru sala extraordinar, da. Este adevărat, se inaugurează o sală polivalentă în Blaj, un oraș mic, dar cu suflet mare, să zic, atât din partea primăriei, cât și a locuitorilor. Ei au o echipă campioană de mulți ani la rând la fete. Ei mănâncă voleiul pe pâine în acel oraș și nu mă surprinde că sala este plină. Se anunță și un show de zile mari cu lasere, cu lumini, cu confeti, cu concert voltaj și așa mai departe. Deci, în mod sigur, va fi o supercupă organizată la standarde internaționale și foarte, foarte ridicate. Exact cum ne așteptăm, o să fie un meci dificil. Știu cum lucrează domnul antrenor de la Galați și știu că o să facă o pregătire bună împotriva noastră. Acum mergem acolo cu a doua șansă cumva, dar știm că avem toate șansele să ne întoarcem cu ea acasă. Nu cred că devine cunoașteți mai multe din acest sezon. Știm foarte bine jucătorii de anul trecut. Au avut transferuri noi și încercăm să le învățăm cât mai repede și să ne pregătim cât mai bine pe treaba asta. Spunea, se discutam cu zilele trecute că e vede 50-50 șanse în această partidă și că echipa PMV are câteva noutăți de valoare pentru locul pe care îl cunoaște de la vot. E de aceeași părere, șanse egale sau? Da, sunt de acord cu ce a spus. Sunt sigur că sunt șanse egale aici. Depinde foarte mult de jocul propriu până la urmă. E început de sezon, nu cred că s-a omogenizat vreo echipă atât de bine cât să aibă șanse mai mari acum. Ce înseamnă pentru Craiova voleibalistică, pentru voi, până la urmă, jucătorii să cuceriți și cu pași? Cred că ar fi o nouă istorie pentru club, mă gândesc. Și până la urmă, suntem motivați să aducem ceva pentru voleiul din Craiova. Spune-ne despre tine, nu știu, te simți și puțin oboseală, ai fost și la campionatul european național al României. Cum ești tu din punct de vedere fizic? Se simte puțin oboseala, dar trebuie să-mi revin. Adică sunt obișnuit cu treaba asta. Deja am câțiva ani de când în vară sunt cu naționala din august aici, înapoi cu pregătirile și cu tot. Deja cam asta e munca, trebuie să mă obișnuiesc cu ea. Cum a fost la Euro? Nu am cuvinte să zic, sincer. A fost un început foarte greu și după ce am arătat că putem face ceva frumos și până la urmă am reușit să facem, am făcut istorie. Faptul că se întâmplă cu antrenorul Galațiului, nu știu, îți dai și un pic de motivație, să arăți iarăși că ești un jucător foarte bun, că vrei să-l învingi? Asta e de fiecare dată vreau să-mi ving. Acum o să mă motiveze un pic mai mult știind pe cine am în față. Schimbă tacticile de la meci la meci, depinde de adversarul pe care îl are. Mai multe informații avea cu ridicătorii de multe ori. Acum nu știu să spun prea mult. Ți-ai cunoscut mai întâi colegi, sunt foarte mulți jucători de echipă. Da, sunt. În toate colțurile, să spun. Sunt cam de peste tot. Da, am cunoscut, m-au surprins plăcut până acum. Sper să continuăm așa până mai târziu. Mulțumim. Mersi mult.